Caracteristica de cameră la 360 de grade asociază camerele din față, din spate și din oglinzile de pe aripi cu senzorii cu ultrasunete din barele parașoc față și spate pentru a te ajuta să manevrezi. Camerele afișează pe ecranul central diferite imagini ale mediului din jurul vehiculului, în timp ce senzorii măsoară distanța dintre vehiculul tău și un obstacol, avertizându-te prin intermediul unui semnal sonor pe măsură ce obstacolul se apropie. Atunci când marșarierul este cuplat, vizualizarea la 360 de grade este afișată automat pe ecranul central. În acel moment poți vedea imaginea din spatele vehiculului, precum și vizualizarea aeriană. Dacă treci rapid din marșarier în mers înainte, imaginea afișată se schimbă. În acel moment poți vedea imaginea din fața vehiculului și vizualizarea aeriană. Dacă ești în mers înainte, camera 360 de grade poate fi activată și manual. Cu vehiculul staționat, accesează secțiunea Vehicul de pe ecranul multimedia OpenAR Link și selectează cameră la 360 de grade. În funcție de setările personalizate alese, poți activa această caracteristică și cu ajutorul butonului Favorite de pe volan. Caracteristica se dezactivează automat atunci când te deplasezi cu o viteză mai mare de 10 km la oră. Atunci când caracteristica este activată, poți alege vizualizarea pe care dorești să o afișezi prin selectarea acesteia direct de pe ecranul central. Îmbunătățește-ți câmpul vizual apăsând aici pentru imaginea din față sau din spate a vehiculului. Imaginea se schimbă în funcție de manevrarea volanului. De asemenea, poți beneficia de o imagine aeriană care afișează o vizualizare la 360 de grade a vehiculului de sus. Imaginile transmise din fața sau din spatele vehiculului prezintă linii de ghidaj fixe și mobile. Liniile de ghidaj fixe sunt în trei culori pentru a indica distanțele până la bara parașoc. Verdele indică o distanță de aproximativ 1,5 metri, galbenul aproximativ 70 de centimetri, iar roșul 30 de centimetri. Atunci când ajungi în zona roșie, folosește imaginea de la bara parașoc pentru parcare de precizie. Liniile de ghidaj mobile albastre indică traiectoria vehiculului și se modifică în funcție de manevrarea volanului. Liniile de ghidaj pentru remorcă indică traiectoria atelajului vehiculului. Liniile de ghidaj depind de unghiul volanului. Acesta îți permite să te apropii cât mai mult posibil de cuplajul remorcii. Apasă aici pentru a beneficia de o imagine panoramică din față și din spate. Apasă aici pentru a beneficia de o combinație dintre imaginea aeriană a vehiculului și cele două vizualizări laterale. Folosește această tastă pentru a accesa vizualizarea 3D a vehiculului în mediul său înconjurător. Poți vizualiza aceste zone înconjurătoare prin glisarea degetului pe ecranul tactil și prin mișcarea în jurul vehiculului. Atunci când te afli în mers înainte, poți afișa vizualizarea remorcă pe ecranul multimedia. Pentru a o activa, atunci când tractezi o remorcă, accesează secțiunea Vehicul de pe ecranul multimedia OpenAR Link și selectează meniul Camera la 360 de grade. După aceea, se va afișa o vizualizare a mediului înconjurător din spate, timp de aproximativ 30 de secunde. Camera la 360 de grade este echipată cu o funcție de zoom automat. Aceasta este declanșată automat în cazul în care senzorii cu ultrasunete detectează un obstacol și comută de la afișajul curent la cel care arată obstacolul. Dacă este detectat un obstacol, pe ecranul central apare o fereastră contextuală care indică obstacolul. Apasă pe această pictogramă pentru a afișa imaginea în ecran complet.
Atunci când sistemul de asistență la parcare este activat, poți vedea proximitatea față de orice obstacol din jurul tău. Poți apăsa pe această pictogramă pentru a ajusta unele dintre setările camerei la 360 de grade. Folosește această tastă pentru a activa și a dezactiva afișarea gabaritelor fixe și mobile. Apasă aici pentru a activa și a dezactiva afișarea gabaritului pentru remorcă. Această ultimă tastă activează sau dezactivează zoomul automat. Glisează degetul peste barele de setări pentru a ajusta luminozitatea, contrastul și culorile imaginii. Reține că această funcție este un sistem de asistență la conducere suplimentar, care nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența. Deoarece camera nu îți oferă o imagine completă a spațiului din jur, fii întotdeauna atent și precaut, astfel încât să manevrezi în cele mai bune condiții.